peticul meu prin an de viață, rămâi al inimii cuvânt. Tu îmi ești sprijin și povață și avem un sacru legământ. Un suflu magic ne unește, un dor de frică și părinte. Dragostea noastră se sfințește, ea face sufletul să cânte. E ziua ta și azi în dar, venim să-ți oferim iubire. E ziua ta, noi îți dorim să ai a vieții fericire. Să fii mereu precum te știm, puternic numai dăruire. O ungeros cu suflet plin, ești tatăl meu și-a mea credire. Bună, dragilor! În această zi minunată, echipa Florăria Alea a revenit cu mare drag în localitatea Butea să-l felicităm pe domnul Anton cu împlinirea frumoasei vârste de 78 de ani și să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani. Merge spre el! Domnul Anton? Bună ziua, domnul Anton! Sunt de la Florăria Alea din Roman și am venit la dumneavoastră în vizită pentru că știu sărbătoriți ziua de naștere astăzi și faceți 78 de ani. Așa este? Nu e frumos să spun vârsta, însă aveți o vârstă minunată și arătați foarte bine. La mulți ani, cu multă sănătate, mulțumim din suflet, cu multă sănătate și fericire. Cum credeți? Cine ne-a trimis aici la dumneavoastră să vă facem o surpriză? O să vă las un pic cu inima, așa, cât un purice și o să vă înmân întâi de toate darurile și după aceea o să vă spun și din partea cui este această surpriză. Am pentru dumneavoastră aici o compozite de plante, așa, ca să, dacă o să poate să o pun așa aici, compozite cu plante, ca să le îngrijiți, să le odați exact cum ați crescut copiii dumneavoastră minunați și frumoși. Cu masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț, avem și un tortuleț pentru dumneavoastră ca să vă îndulciți și să vă aduceți aminte de momentele când erați cu toții acasă. Creați cu toții și era vesel și frumos. Și acum e vesel și frumos. Însă, din păcate, cei dragi au plecat de lângă dumneavoastră. Dar vor reveni acasă în vizită ori de câte ori vor avea posibilitatea. Am să las la fel aici. Am și pentru dumneavoastră o șampanie cu masa de sărbătoare. Nu trebuie să treacă și să turnați în pahare și să vă urez eu toți la mulți ani fericiți și mulți, mulți ani de acum încolo. Măcar până la 100 de ani. Măcar până la 100 de ani, cu multe, multe vitamine, că trebuie să vă vitaminizați. Bună ziua! Bună ziua! Și trebuie să vă vitaminizați. La fel, cei dragi mi-au transmis și un mesaj de felicitare. Și dacă se poate să-i dau citirea acestui mesaj. Astăzi, la împlinirea vârstei de 78 de ani, de aici, din depărtare, venim și noi cu o urare. Sănătate, fericire, liniște și bucurie. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă tată, bunic și străbunic, azi și în fiecare din zilele care vor urma. Să ne trăiești încă 1000 de ani, la mulți ani, tatăl nostru scump. Cu mare drag, fiica Mihaela, ginerile Ionel și nepoții Nichi, Jamier și Eliza, care vă iubesc nespus, nespus de mult și vă urează un sincer și călduros la mulți ani. Chiar dacă nu sunt aproape de dumneavoastră și ei acum nu ne aud, dar dacă doriți să le transmiteți ceva. Eu să le mulțumesc să fiți la mulțumesc. Doamne ajută, Doamne ajută. Și dacă se poate acum o poză cu dumneavoastră? Da, se poate. Da? Sigur?